Chiar dacă s-a dat undă de angajărilor în sistemul de sănătate, posturile vacante de medici nu au căutare. Deficitul de specialiști se adâncește ca urmare a salarizării necorespunzătoare, susține Ionica Pop, vicepreședintele Sanitas Maramureș. Problema cea mai mare este la medici. Se organizează concurs și nu vin medici. Nu doresc să mai lucreze pentru salariul pe care, retribuția pe care o au Lună de lună. Întors recent de la Colegiul Național al Federației Sanitas de la Mangalia, liderul Băimărean a venit cu vești bune. Ministrul Sănătății a promis în fața tuturor liderilor județeni din țară că anul viitor vor fi operate două majorări salariale angajaților din sănătate, una de la 1 ianuarie și a doua în septembrie-octombrie, aceasta după creșterea de 25% promisă în această toamnă. De asemenea, în cazul medicilor, salariile se vor dubla până la 1 ianuarie, ianuarie 2017, a menționat vicepreședintele Sanitas Mara Mureș. De la 1 ianuarie va fi o creștere de 25%, la fel la toți angajații din sistemul sanitar, bani ce vor fi analizați și discutați și trecuți în bugetul pentru anul 2016 dacă totul va fi bine și va fi normal, spre sfârșitul din nou, spre septembrie, octombrie 2016, se preconizează încă un 25%. De unde banii promiși pentru majorările salariale, o parte din ei provin din economiile făcute în urma introducerii cardului național de sănătate. Astfel, acest sistem a limitat scurgerile financiare legate de decontarea unor servicii medicale fictive sau a unor rețete, a punctat Ionica Pop.